Atenție la tratamentele cosmetice non-invazive. Timpul de recuperare pe timp de iarnă este mai îndelungat. Ne explică mai multe colega noastră, Luciana Indre, la Sănătate cu Stil. Bună dimineața! Iarna este sezonul ideal pentru a apela la tratamente de înfrumusețare cu laser. Fie că vă interesează o procedură de reîntinerire sau că vreți să ascundeți anumite semne sau cicatrici, expunerea la raze ultraviolete este total contraindicată după aplicarea tratamentului. Deși efectul de reducere a ridurilor sau a petelor este imediat, pielea are nevoie de timp pentru a se regenera în profunzime. Peelingul laser este o procedură extrem de versatilă și eficientă în ștergerea ridurilor și regenerarea profundă a tenului cu imperfecțiuni. După 35 de ani sunt recomandabile și practic noi combinăm două tehnologii. Laserul care realizează un peeling, așa numitul micropeeling laser, și acesta, după cum îi și spune numele, practic ia un strat din suprafața pielii, fie că este piele îmbătrânită sau, în cazul altor aplicații clinice, de exemplu cicatrici. Iar a doua tehnologie este cea a laserelor fracționate. Practic creăm microorificii în piele, microorificii care prin vindecare produc colagen. Colagen înseamnă de fapt întinerirea pielii, îmbunătățirea cicatricilor, îmbunătățirea altor condiții ale pielii. Tehnologia laser este folosită cu succes și în cazul cicatricilor sau a semnelor inestetice. Primul pas este îndepărtarea unei secțiuni de piele cu țesut cicatricial, după care se aplică laserul fracționat, care duce la o remodelare a rețelei de colagen. Aceste terapii sunt extraordinar de eficiente când se combină cu plasma proprie. Practic am recoltat puțin sânge, am centrifugat, am separat plasma care conține factor de regenerare, ceea ce amplifică efectul care îl dau aceste lasere, aceea de a îmbunătăți aceste cicatrici. Terapiile laser se pot aplica atât pe zonele sensibile din jurul ochilor, pe ploape sau față, cât și pe mâini, gât sau decolteu. Anotimpul rece este cel mai potrivit pentru astfel de intervenții, deoarece zona tratată nu trebuie expusă la raze ultraviolete pentru următoarele câteva luni. După 35 de ani, dacă suntem cumva adepți întineririi pielii și vrem să avem o piele tânără, trebuie să realizăm tratamente care stimulează colagenul propriu. Iar laserele cred că sunt pe locul 1 din acest motiv. După 35 de ani, practic dacă pacienții fac un astfel de tratament în anotimpul rece, cred că își mențin pielea tânără pe termen lung. De obicei, perioada de recuperare după astfel de proceduri durează între 3 și 7 zile, în funcție de intensitatea energiei aplicate pe piele și de capacitatea de vindecare a pacientului. Efectul durează cel puțin 6 luni, când procedura poate fi reluată.